O lovitură a căzut ca un trăsnet pe sufletul lui Neșu. Mama sa, Monica, a murit luni dimineață într-un spital din Oradea după o boală îndelungată. A dărâmat-o suferința prin care trece Mihai, țintuit în scaun cu rotile după un accident la un antrenament, spun apropiații. Iar el, deși răpus de durere, a rămas demn în fața morții ei. Îi transmitem lui Mihai Neșu condoleanțe. A fost prietena mea cea mai bună. Era o fată harnică, elegantă, o fată care a ajutat toată familia. Șocul, mă, și cu băiatul la bolnav, și cu teste să puteți. Nervi, șocul, mă, șocul. Monica, mama lui Mihăiță Neșu, s-a luptat an la rând cu o boală cumplită, cancerul. În ultimele două luni n-a mai putut. Marele fotbalist a fost alături de ea până în ultimul moment. Părăsit și de soție, și-a pierdut acum și ultima nădejde. Deși răpus de durere, Neșu încă mai are putere să le zâmbească celor dragi. Dumnezeu să o odihnească. Nu mai pot să spun nimic. Era bolnavă, dar nu ne așteptam așa de repede. Sunt aproape cu inima de ei și mai ales de Mihăiță, care în ultima vreme sărmanul a avut destule necazuri. În mai 2011, un accident la unul dintre antrenamente l-a trimis în comă și l-a țintuit în scaun cu rotile. Mihăiță Neșu nu s-a lăsat doborât. Luptă în fiecare zi pentru viața sa și pentru a celorlalți în aceeași suferință. În România, de facilities are missing. Some rehabilitation centers, they are not high standard. Especially the schools for children, they are not available for people in wheelchair. Așa că a pus bazele unei fundații care îi poartă numele și care are scopul de a ajuta persoanele cu dizabilități. După mai multe tratamente în străinătate, Mihai Neșu s-a mutat anul trecut în locuința părinților săi din Oradea. Ultima dată când a apărut public familia Neșu a fost tot la o tragedie, înmormântarea unchiului său, în urmă cu două luni de zile.